Microfon și nu sunt obișnuit. Și la mulți ani fetiței tale, pentru că astăzi este și ziua ei. Da, mulțumesc mult de tot. La mulți ani pentru Micaela. Ce mai faci, Iulia? Foarte bine, tu? Cum merge treaba? Merge. Copilul din tine e ok? Blând, cu minte, ca de obicei, măcar o dată pe an, de ziua copilului astăzi. E contrar stării tale. Contrar stării mele naturale, dar ne întoarcem la starea mea naturală săptămâna viitoare. Da, am înțeles. Stai că avem câteva fotografii cu copilul din tine, ca să spunem așa. Nu? Da, aș vrea și eu să înțeleg cum ajung aceste fotografii așa la voi. Cu cine? Cine le-a trimis? Hai mă, Iulia, nu ne lua așa prin... Cum să zic, prin misterul ăsta. Bine. Am făcut noi rost de ele. Hai că dacă tot ne jucăm, care sunt eu în această imagine? Aia exasperată care țineai mâinile în cap. Da, eu sunt. Era disperată că trebuia să port uniformă fiecare zi. Da, acolo, eu sunt, da. Aici aveai uniforma de șoim al patriei. Da. Asta am avut-o și eu. Ai avut-o, mai ai? Da, da. Nu știu dacă mai am pe la Târgu Jiu. Și aș vrea să facem o stilizare, să luăm niște uniforme și să facem ceva nou din ele. Iar aici o altă fotografie. Da, am încercat și eu chestia asta cu breton, acum nu mă crucificați. Aici ești tu cu cine? Eram eu cu sora mea. Da. Credeam că e de la școală cineva. Nu, eram cu sora mea și acela este un cățel pe care l-adoptasem. L-am găsit pe stradă și l-am adoptat. Da. Mai ții minte ce nume avea? Blackie. Blackie, da, nu eram așa creativă în copilărie. Adică când erai, era mai normal. Acum probabil că ar fi chemat-o cumva. Situația. Exact, Josefin. Josefin, vezi că o cheamă pe fetița lui Ismaili. A, da? Da. Apropo, felicitări. Bagă un nume de ăsta mai... Dar de ce că eu tot timpul pun nume frumoase animalelor pe care le am? Da. De ce? Și eu... De ce n-aș face? Clotilde, o mai țineți minte, Păianjenul? Da? Vezi că e primar la sectorul 1. Păianjenul care a fost eu în emisiune Cătălin înainte de Revelion. Doamne Dumnezeule, ce m-am speriat. Haideți să vedem, aici tot ești? Da, acolo tot eu sunt. Aveam niște mișcări de basic instinct. Nu. Basically îmi legam șiretul, cred, sau încercam. Iată, oameni buni, și Iulia Albu foarte precoce am fost, din copilărie. Copil. Da. Inocent. Foarte bine îmbrăcat copilul. Bine, mai puțin aici. Chiar trebuia să dați fotografia asta, știu, asta am postat-o eu. Eram foarte supărată când făceau poze. Nu prea îmi plăcea să stau așa la poze. Da. Și semăna... Știi cu cine semăna aici? Știu! Aici? Cu un personaj din Game of Thrones. Ghiciți personajul. Cu cine semăn eu aici? Cu? Cu Dragonul? Măi, cu Dragon semăn în fiecare zi, pătoliți-vă aici. Cu cine semăn? Nu știu cine. Săracul. Da, nu știi cine. Nu știu cine. Nu. A zis din spatele măștii. Haideți, mă, cu prințișorul care m-a otrăvit. Zice, zi, Dani. Aria. Nu cu Aria, aoleu, mamă, deci nici la filmul ăsta nu v-ați uitat. Praf. În fine, da. Mergem mai departe? Mai avem ceva poze? Mergem și mai departe. Uite aici. Mai avem. Cu mine sper că nu, adică nu știu, nu pot să fiu sigură. Poza asta asemeni cu Adelina Pestrițu. Aici? Ah, asta era! Dar nu m-am prins inițial. Așa e, da. Hai să vedem. Dacă e marți, avem și fotografii pe care le comentăm. Avem. Oare o să comentăm de bine sau o să comentăm de rău? Nu știu, ce părere ai? Am văzut că m-ai prezentat Iulia Negru. Păi am zis că nu mai e marțea neagră, e marțea albă. Și am făcut un joc de cuvinte. Mă rog, nu l-am înțeles mult, doar eu, dar... Nici eu, dar de asta spun. Păi noi ziceam că e marțea neagră și era Iulia Albu și azi am schimbat marțea albă, că e ziua copiilor, și am pus Iulia Negru. E că e smart, îmi place. Da, normal. Cam greu de înțeles câteodată, dar... Hai să vedem. Important e tu să râzi la glumele tale. Asta e, întotdeauna. Asta spune tot timpul iubitul meu. Pe principiu ce-ți faci tu cu mâna ta este amuzant. Funny, da, exact. Corect. Hai să vedem. Aici avem câțiva copii pe care i-am ales împreună cu părinții lor. Mi se pare că unele dintre vedetele noastre știu să posteze responsabil fotografii cu micuților și am decis să alegem doar fotografii frumoase și cu părinții care expun într-o măsură decentă și corectă, din punctul meu de vedere, viața lor privată pe Instagram. Prima, cred că este Andreea Perju. Nu e Laura Cosoi? Stai, depinde de care parte te uiți. Așa, Laura Cosoi este prima imagine, păi cu cele două fetițele ei, cu Clara și cu cea mică. Păi. Și celelalte două, aici, nu mai văd. Voi știți că eu nu mai văd până acolo? Da, cum e, Iulia, mă, nu știm, Doamne, alegem deci ceva. E aceeași Laura Cosoi în toate. Bă, Doamne ferească Dumnezeu. Băi, stai puțin, chiar nu știam că Laura este atât de versatilă din punct de vedere vestimentar. Da, îmi place. Superbe pozele, superbe. Cu Rita și cu Vera, superbe poze. Rita, am zis Clara, cred, da, în fine. Foarte frumoasă și fetițele. Mie îmi place să știu, păi nu că voi ați ales imaginile de data asta, dar... Am înțeles, Iulia, deci avem pe Laura Cosoi, după cum se poate observa, foarte mișto. Am făcut o listă de persoane care să nu intre pe această listă, dacă tot mă întreb, sincer. Da, îmi place această sortare a copiilor, este interesantă, chiar dacă nu sunt gemeni. Și este cu atât mai interesantă cu cât nu replicăm exact același costum. Nu, ai văzut pozele înainte? Că da. Mi se pare că vorbești la prima vedere, ca să zic. Nu, am văzut ce-mi place la poza asta în albastru? Am văzut fotografia, dar nu știam ordinea. Fii atent, ce-mi place la poza asta în albastru, n-are nicio legătură, că și tâmplăria la casă e tot cu albastru. Aoleu, dar numai tu puteai să observe așa ceva. Îți dai seama că cu siguranță nu a asortat. Ar fi super straniu să ne gândim că și-a asortat copiii la cum arată tâmplăria. Dar arată bine, într-adevăr. Foarte mișto, Laura Cosoi, bravo! Nu numai că este foarte ok, dar ea este una dintre persoanele publice care nu își expune atât de mult copiii. Chiar dacă are destule fotografii cu fetele pe Instagram, nu este o modalitate agresivă de a le expune și mie îmi place lucrul ăsta foarte, foarte mult. Da. Mergem mai departe, hai să vedem. Acestea sunt imagini de pe contul Danei Rogoz. Lia, da. Cu micuța Lia. Îmi plac foarte mult pentru că sunt fotografii profi. Este ok și este important să faceți și fotografii făcute de un fotograf cu copiii voștri, nu doar fotografii cu telefonul. Și îmi plac aceste fotografii de stare foarte mult. Ele transmit pur și simplu mai mult decât uite ce poartă copilul meu sau uite cu ce șervețele îl șterg sau așa. Și sunt amintiri frumoase. Asta vreau să spun. Până la urmă acești copii, această generație va crește și va avea în trecut aceste fotografii, le vor exista și ar fi bine să fie mândri și ei de ele. Da. Mergem mai departe, ia să vedem. Jojo. Deși nu-mi place cum se îmbracă Jojo, ați ajuns la Valentina Pelinel. Așa. Ne întoarcem. Deși nu-mi place cum se îmbracă Jojo, îmi place cum se îmbracă atunci când este cu fetița ei. Da, îmi place că sunt cumva în același registru, fără a fi la fel neapărat. Mă rog, mai puțin imaginea aceea în care poartă amândouă basically același training. Dar asta nu este ceva, nu este ceva rău. Funcționează până la o vârstă. Până la o vârstă putem face asta cu copii, după care vă asigur eu că nu o să mai vrea ei. Cred că după 10 ani nu mai poate fi vorba de așa ceva în niciun caz. Dar foarte faine poze. Dar faine și oricum diferite față de ce se postează de obicei pe contul Cătălinei. Pentru că pe ea așa o cheamă, nu? Da, Cătălina Grama. Exact. Da, superbe pozele. Nu aș spune că sunt superbe poze, dar îmi place atitudinea și îmi place cum sunt. Adică, deci tu ești foarte pozitivă astăzi. Iar am spus chestia asta. Ești pozitivă astăzi. Hai să vedem. Zora e, să știi, în poze. Da. Mai departe. Așa. Aici e... Greta, bagă-ne și nouă în olt să vedem aproape. Noi ăștia mai bătrâni, trebuie să avem aici, Simionescu. Știți, mai mare, căci este Carmen Simionescu, da. Are știa scaunul lui. Puțin exagerată în fotografia cu scaunul, dar îmi place foarte mult cea de-a doua fotografie și oricum, iarăși vorbind de o zonă foarte decentă de expunere a micuței, este foarte ok ce se întâmplă. Îmi place că nu o accesorizează cu tot felul de lucruri, nu o pune să îmbrace extravagant, pentru că sunt unele mame care fac asta sau care își îmbracă copiii după cum li se pare lor că arta bine un brad de Crăciun. Și mi se pare că ea nu face lucrul ăsta și este cu atât mai admirabil cu cât ea în ținutele ei de scenă câteodată face asta și își dă seama că există o diferență între cele două zone. Dar sunt superbi copiii ăștia, jur. Toți copiii sunt superbi, aș vrea să facem așa mențiune, toți copiii, absolut, adică nu doar cei pe care îi comentăm noi astăzi, nu doar cei pe care îi comentăm astăzi, ci în general toți copiii sunt superbi. Și de multe ori știi, când primesc pe Instagram comentarii despre cât de minunată și superbă este Micaela, mă gândesc oare ce fel de om ar putea să scrie chestia asta și de ce oamenii nu înțeleg că toți copiii sunt la fel de frumoși. Nu simți la fel? Ba da. La fel, exact. Adică nu e că nu apreciez faptul că vă place de ea și că o lăudați, doar că pur și simplu n-aș vrea să aud asta. Sau nu mai primești comentarii în care spun lucruri mai puțin plăcute. Niciodată. Și atunci te gândești de ce niște oameni și-ar consuma energia să trimită mesaje Pentru că toți copiii, vorba ta, sunt... N-am primit comentarii negative, și... dar doar atunci când este vorba despre mine. Ha, acolo nu ne surprinde, stai liniștită. Nu-i surprins, nu? Cum? V-am spus că el comentează aici la mine nașu, pe pagină, dar nu. Nașu? Nașu. Cum se spune, mai este nașul meu? Pe, de nu ce mai e, păi am divorțat. Păi toată viața. Păi, da. Și cum e cu nașul? Stai liniștită că știi. Nașul e unul singur. Da. Vrei să ne zici ceva? Vreau să vă spun ceva. Faptul că îmi place foarte mult cum arată această familie. Mi se pare o familie foarte unită, îmi place... Nașu, mă, ce să zici? Nu să știi că n-am mai vorbit de foarte mult timp. Glumesc, nu, dar nu, chiar, dar foarte... chiar n-am mai vorbit de foarte mult timp și chiar să știi că Valentina la un moment dat ne-am certat foarte urât. Dar nu, Valentina nu e nașa. Nu, dar Valentina este o femeie foarte frumoasă și este o femeie care ține la familia ei, lucru care mi se pare important. Pentru mine alte lucruri nu contează. Îmi place foarte tare poze. Că sunt diferiți așa toți, dar sunt cumva împreună și de foarte multe ori... Există cazul în care părintele se îmbracă total diferit de copil și toți copiii, fiecare copil se îmbracă cum vrea și aceste imagini nu arată nici armonios, nici în vreun alt fel. Și există și cazul în care se superasortează, ceea ce este iarăși foarte, foarte rău. Da. Aici sunt niște ipostaze foarte firești, îmi place lucrul ăsta și foarte frumoase și cele două micuțe sunt foarte cute. Chiar am fost curioasă pentru că a fost mult timp, a trecut ceva timp până când le-au expus. Da. Și da. Să trăiască toți copiii astăzi de 1 iunie și toți adulții cu suflet de copil. Și iată, Iulia, colegii din regia de visie au găsit... Nu este, mă, este un personaj masculin. Băi, deci, un personaj masculin cu breton. Nu există așa ceva, personaj masculin cu breton. Zi, mulțumim că te-am pus cu un rol din Game of Thrones și gata. Aoleu, până data viitoare să vă organizați, că nu merge, nu funcționează, nu-mi place chestia asta, bine. În fine. Noi ne vedem mâine și vă rog frumos, regia de visie, să vă organizați. La ora 3 punct începem, da? Și pe TikTok ne vedem, Cătălin Măruță sunt. Da, normal.